Vedeta lui Poli, Dorin Goga, trece printr-o perioadă nefastă. Atacantul nu a mai jucat pentru Poli de 4 etape, mai exact de la meciul cu Gloria Bistrița, când a intrat pe finalul partidei. Goga a marcat 6 goluri pentru Poli în acest sezon, cu un gol mai puțin față de Accente, care a marcat 7 goluri până acum. Fotbalistul de 28 de ani a intrat într-un cont de umbră și de câteva săptămâni șefii lui Poli l-au trimis să se antreneze cu Poli 2, satelitul echipei mari. Goga are cea mai mare leafă de la club, mai exact un salariu de 350.000 de euro anual, însă nu și-a mai primit banii de câteva luni bune. Atacantul a fost scurtat în iarnă de diverse echipe precum Vaslui sau de Guban Krasnodar, gruparea antrenată de Dan Petrescu, însă tot la Poli a rămas. Singura soluție ca Goga să-și continue cariera de fotbalist este să depună memoriu pentru a deveni liber de contract sau să aștepte până la terminarea returului de campionat.